Este o tendință naturală a oamenilor de a compara gradul în care este manifestată o anumită însușire a unui obiect sau a unor obiecte diferite. Adjectivul permite exprimarea acestei gradări. Să ne imaginăm că o persoană dorește să achiziționeze un telefon nou. Pentru aceasta consultă o ofertă de prețuri. În acest exemplu există 3 telefoane. Iar persoana constată că primul și al treilea telefon sunt la fel de scumpe. Pe când al doilea telefon este mai scump decât celelalte 2 telefoane. Și în final ajunge la concluzia că telefonul cel mai scump dintre cele 3 telefoane este telefonul al doilea, deci este un telefon foarte scump. Pentru a compara prețul celor 3 telefoane, persoana a folosit atât adjective care exprimă o comparație, precum mai scump decât sau la fel de scump ca, cât și adjective care exprimă o gradare a intensității, precum cel mai scump sau foarte scump. Adjectivul este clasa de cuvinte care acceptă gradarea, exprimând intensitatea și comparația unei însușiri prin grade de comparație. Gradele de comparație sunt forme pe care le iau adjectivele pentru a arăta gradul în care substantivele pe care le însoțesc au o anumită caracteristică. Adjectivele exprimă intensitatea și comparația unei însușiri prin 3 grade de comparație, care sunt marcate în mod specific. Adjectivul are 3 grade de comparație: gradul pozitiv, gradul comparativ și gradul superlativ. Gradul pozitiv este un grad nemarcat, deoarece nu exprimă nici comparația și nici intensitatea însușirii, ca în exemplul bradul înalt. Gradul comparativ are forme distincte pentru a indica inegalitatea sau egalitatea. La gradul comparativ de inegalitate, adjectivul are forme distincte care indică superioritatea, ca în exemplul bradul mai înalt, sau inferioritatea, ca în exemplul bradul mai puțin înalt. La gradul comparativ de superioritate și de inferioritate, formele adjectivului sunt marcate prin cuvintele mai și mai puțin. Gradul comparativ de egalitate este format prin cuvintele la fel de, tot așa de, adăugate adjectivului, ca în exemplele brazi la fel de înalți, brazi tot așa de înalți. Gradul superlativ are 2 forme, gradul superlativ relativ și gradul superlativ absolut. Gradul superlativ relativ la rândul lui are forme distincte pentru a exprima superioritatea, ca în exemplele bradul cel mai înalt, casa cea mai înaltă, brazii cei mai înalți, casele cele mai înalte. Iar inferioritatea este exprimată ca în structurile bradul cel mai puțin înalt, brazii cei mai puțin înalți. Observăm că acest grad superlativ relativ este marcat prin cuvintele cel, cea, cei, cele mai sau cel, cea, cei, cele mai puțin. Gradul superlativ absolut indică de asemenea superioritatea, ca în structura bradul foarte înalt, sau inferioritatea, ca în structura bradul foarte puțin înalt. Gradul superlativ absolut este marcat prin cuvintele foarte și foarte puțin. Mărcile gradării adjectivului sunt exprimate prin cuvinte așezate în fața adjectivului. Mărcile invariabile sunt mai, mai puțin, foarte, la fel de, tot așa de. Iar mărcile variabile în funcție de gen și număr sunt cel, cea, cei, cele. Există însă adjective care nu acceptă gradarea.
În această categorie intră adjectivele care sunt comparative de superioritate în limba latină, precum anterior, inferior, superior, sau superlative în limba latină, precum extrem, maxim, minim. A doua categorie de adjective care nu acceptă gradarea sunt acele adjective care includ în sensul lor semnificații superlative. De exemplu, extraordinar, gigantic, uriaș, arhicunoscut, extrafin, supersensibil și altele. A treia categorie de adjective care nu acceptă gradarea sunt adjectivele categoriale, precum școlar, sătesc, aviatic, guvernamental, prezidențial, regal și altele. Observă că nu este posibilă exprimarea de tipul calendar mai școlar, obicei foarte sătesc sau decret foarte prezidențial. Așadar, adjectivele categoriale nu permit gradarea. În funcție de categoria gradului de comparație, adjectivele au 8 forme diferite. Cunoașterea gradelor de comparație îți permite utilizarea adjectivelor în situații diverse. Un exemplu este realizarea unui chestionar referitor la cât de plăcută este lectura cărților. Acestea sunt cele 8 afirmații create de un elev de vârsta ta pentru a afla părerea colegilor. Observă răspunsurile primite de la colegi. Poți și tu realiza un astfel de chestionar pe o temă aleasă de tine și să colectezi răspunsuri ale colegilor tăi.